Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează în primul sfârșit de săptămână din luna octombrie cea de-a noua ediție a manifestării culturale desfășurate sub genericul Noaptea Bibliotecilor. Biblioteca își va deschide porțile și își va aștepta prietenii în ziua de 5 octombrie, ora 18, iar publicul va putea petrece ore plăcute până a doua zi în zori. Și de data aceasta, programul alcătuit va oferi surprize plăcute pentru persoane de toate vârstele, de la copii la oameni aflați la anii senectuții. Anul acesta, Noaptea Bibliotecilor se desfășoară sub semnul împlinirii a 750 de ani de la prima atestare documentară a orașului Deva, o localitate care, de-a lungul secolului, și-a câștigat un loc de cinste în istoria și cultura noastră națională. Organizatorii promit oaspeților că noaptea pe care o vor petrece la bibliotecă îi va apropia și mai mult de acest îndrăgit lăcaș al cărții și al culturii din județul Hunedoara.